am stat foarte mult afară, am stat foarte mult. Noi stăteam afară că înăuntru n-avea, era curățenie și lecții, atât, n-avea ce să faci. Da? Stăteam afară, jucam tot felul de jocuri, v-ați ascuns, verde stop, care, apropo, copii, nu înseamnă ce credeți voi. Nu ne căutam de fumat aceasta, de-abia aveau ai noștri țigări de fumat, da, alte prostii, deși era un cântecel pe care nu o să-l niciodată. Ceva cu ăla, cu elefant. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjă. Dacă te gândești acum, sună ca și cum... N-are cum elefant, înțelegi? Și nu se rupea pânza de păianjă. Mai venea un elefant. Și tot așa până la 1000 de elefanți, că n-aveam ce face afară, vă dați seama. Mi s-a întâmplat să aud acum câteva luni același cântecel, dar puțin transformat. De ce? Erau niște copii nu dai noștri. O să vedeți de care. Frații mei care stau pe străzi. La un moment dat mi-a atras atenția treaba asta, m-am uitat într-o parte și am auzit asta. Un elefant s-a legănat pe o pânză de păia. Și am zis, bă, ok, nicio problemă. Și pentru că nu stau prea... am mai chemat un elefant, bă, la papa. Ce scuze, chel, n-am ce să fac, dar chiar asta mă... Nu eram atent, frate. Nu eram atent. Mai zi o dată că... Pentru tine, chel, că știi că îți place. Un elefant s-a legănat. Știi ce m-a deranjat cel mai tare? M-a deranjat a doua strofă. Pentru că, ok, cântați cum vreți voi. Bă, dacă când au băgat la a doua strofă. Doi elefanți să legăna... M-a luat capul. M-a luat capul, m-a dus. Bă, au. Nu. Să legănau, că sunt mai mulți, sunt doi, înțelegi? Nu știm noi, boți, că noi n-am fost la școală. Și mi-am dat seama, frate, ăștia n-au fost la școală. Și nu e vina lor cumva, înțelegi? M-am uitat pe taraf, bine, nu, eu am un prieten care s-a îmbălat, s-a uitat la taraf. Bă, frate, ăștia s-o obsedați de numărul 1, number 1, Barosan, number 1, numărul 2! Alte numere, fără număr, nu mai contează, înțelegi? Pentru că eu cred așa, a venit în prima zi învățătoare, i-au băgat pe toți, la recensământ, că atunci se întâmplă, da? Prima zi a venit doamna învățătoare și a zis, dragi copii, astăzi vă învăța despre numărul 1. Și de acolo dintre ei s-au zis, să știe! Probabil s-au gândit și ei, păi dacă să știe, ce mai căutăm aici? Hai mă, luăm toate ghiozdoanele, hai la cort, ia uite-i pe ăștia. Am fost vecin vreo 2 ani cu marele Florin Salam și îmi venea să-l trag de mânecuță pe hol, să zic, băi Florine, vino puțin, voi aveți o piesă, nu știu care dintre voi, că vă admir la fel de mult pe toți. Aveți o piesă greșită din foarte multe puncte de vedere, dar mai ales matematic. Am avut multe femei, numai una și una. Bă, frate, nu-s multe, 2. Number 1 și number... Da, nu putea să înțeleg.